Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ei bine, astăzi o să facem încă un vlog din asta foarte tare. Am văzut că vlogul trecut v-a plăcut și v-am întrebat cu ce credeți că filmez aceste vloguri. Mulți au ghicit, mulți nu au ghicit, ce o să vă spun eu. Ei bine, eu filmez momentan cu telefonul meu, un Samsung Galaxy S7. Și eu zic că se vede foarte, foarte bine. Bun, deci azi e vineri și planul pe astăzi este să mă duc la PC Cooler să dau înapoi mouse-ul ăsta. Și o să mă duc cu bicicleta, iar pe drum o să vă povestesc niște chestii și o să vă explic niște chestii. Fac asta pentru că foarte multă lume m-a acuzat că review-urile mele sunt sponsorizate și că primesc bani. Și de fapt asta chiar nu e adevărul și o să vă povestesc despre chestia asta în acest episod. Bun, deci ne vedem pe bicicletă. Astăzi este o zi frumoasă de vineri. Vinerea mare înainte de Paște. Am înțeles. În cap și eu mulțumesc. Da, frumos. Așa, respect. Și peste tot e foarte aglomerat. Minunat. Ah, nu zi. Cred că în cap. Sau nu. Hai, încă puțin, încă puțin. Și trec și eu. A, uite-mă, pe aici, pe aici, pe aici, respect, și am trecut. nice BMW, you've got over there, my friend. Ce frumos e să mergi pe bicicletă, nu? Căpem pe lângă asta sau sal? Ok. Bine că mergeam încet, că altfel mă lua retardat aia. Ce-i pe aici, am un covaș? Ce-i pe aici? Groaznic. Bun. Hai, boss, hai, hai! Hai, și noi, și noi, și noi, și noi, și noi, și noi. Perfect. Stăm aici. Uite, uite pe ăsta. Hai, trec și eu, sal! Ăla are portbagajul deschis. Ce ratat! Așa, mă! Ziceam că vă zic de ăștia de la PC Cooler. Care-i treaba cu ei? Mă vezi, așa. Deci, cred că-l știți pe OnePlash. Dacă nu, căutați-l. Sunt foarte de treabă. Și avea el parteneriat cu PC Coolers. Și l-am rugat să vorbească și pentru mine, mă rog, și a rezolvat. Și practic ce se întâmplă acolo. Eu mă duc, ei îmi dau produse și le fac review. Nu primesc niciun ban. E simplu. De ce fac asta? Pentru că review-urile sunt căutate și fac vizualizări. Mă ajută pe mine. Așa. Și cam asta e. Oamenii sunt super, super faini. Îmi place să lucrez cu ei. Deci de ce nu? Mi-au făcut cadou și o tastatură foarte tare. Și cam atât. Și uite, fiindcă lucrez cu ei, o să fiu și la Comic-Con și la multe evenimente foarte tari. Deci, de ce nu? Și aici. Groaznic. Nu. Păi era să mă strâng autobuzul ăla. Hai și eu, și eu, și eu. În cap, în cap, în cap, în cap. Bo.
telefon. E aici e foarte distractiv. Așa. Bun, bun, bun. Am ghidonul ăsta ăla de MTB și nu prea în cap, sincer. Dar e ok. A, da, de bicicleta nouă. Adevărat. Vă, nu v-am arătat-o. E foarte, foarte tare. Primul de la semafor, respect sau sal? Nu, no, nu, no, nu, no, uite-l pe ăsta. Bun, hai că aproape am ajuns. Zic, da, asta e bicicleta nouă. O să fac un video cu ea. Foarte tare. Respect. Ce-mi plac bicicliștii. Bun. Acum mai trebuie să intru aici. Bun. Și am ajuns. Aproape. A, da, vreau să vă mulțumesc pentru comentariile de bine și de sănătoșire la video-ul ăla că am ajuns la spital. Apreciez foarte mult. Și da, chiar nu mă așteptam că video-ul ăla o să ajungă atât de popular. Nu, l-au crescut copacii pe aici. Acum o lună ăștia nu eram. Respect. Mă rog, au crescut, au înflorit. Înțelegeți voi ideea. Bun, și am ajuns. Uite, un overview la bicicleta nouă. Eu zic că arată super, super blană. Fac, fac. Și am dat. Bun, deci am antrenat PC Coolers. Am luat un mouse foarte, foarte tare. Și am fost la Dristor cu cafea și am mâncat o șoarma corectă. Iar acum îndrept spre casă, nu prea o să am ce să vorbesc foarte mult, că am vorbit pe drum. Momentan e chill, dar la Dristor acolo e moarte. Nu prea... Ah, da, e chill. Mare coadă, trăiți iar. Am înțeles. În cap, în cap, respect, respect. Așa. Vine Paștele, pula mea. Sărbători pascale, trafic. Shit. Ah. Ce-mi plac mie tirurile. Mă rog, de camion. În cap. Da, ghidonul ăsta mare nu prea bun. Ce mișto sunt școlile astea din sectorul 3, mă jur, sunt mult mai tare decât în sectorul 2. Eu stau în sectorul 2 și, na. Hai bro, e verde, de ce stăm? Mamă, uite, păi, să face roșu până plecăm. Hai, ușor. Ușor. Ușor, nu voi emoționa. Ha, am înțeles. Am înțeles. Am avut și o furgă. Mamă, și e pe sensul ălalt. Cam trafic. Trafic. Momentan e chill, dar nu pentru mult. Uite-l pe bossul ăsta în mijlocul străzii. Se roagă. Am o locuță oameni la biserică, nu mai suport. Asta cu postul și cu
căcat. Fără carne, mi se pare un căcat. Foarte mare. De ce ai face asta? De ce? De ce ai ține post? Aute MMM? Oh, oh. Sau la rege în mașină sau sal? Nu știu, mai eu. Sper să vă placă videourile astea pe bicicletă. Poate facem ceva videouri și cu Golo. Că am vorbit cu el când și-a luat GoPro și astea. Nu poate ieșim. Și da, de ce nu? De la o atacere cu tramvaiul sau sal? Bă, ce? Am disperat în asta sau sal. Depășim tramvaiul. Nu se poate. Hai mă, treci. L-am lăsat, că e ratat. Curul, de ce nisip aici? Italia, due ponti. Golani, respect. Mai vine unul. N-aveam loc. Dacă era ratat, ce mă forțează? Ce mă trebuie cu aia, băi? Sunteți ratați în pula mea. Trec la ta centimetri de mine. Și mi-a parchează ăștia și ca un cur. Că de la semafor te-o plec înaintea lor. Haide, bro, hai bro, hai să plecăm și noi. Dacă tot avem mașină și nu ne plac bicicliștii și vrem să-i băgăm în alte mașini, măcar să mergem. Zic și eu. Bun, bă, mamă, ce soare trăiți, iar familia ta. Bun, deci am ajuns și eu acasă acum și... cam asta am făcut, am ajuns acasă. Am luat mouse-ul ăsta foarte, foarte fain. Este un mouse de la Mionix, ăla care îți măsoară heartbeat-ul. Cred că l-ați văzut la... cine a făcut cu el? Colo? E? Da, a făcut la mouse-ul ăsta acum. Acum ultim, mă rog. Ideea e că mouse-ul e foarte, foarte tare. Îți măsoară... bă, bălu. Nu l-am stricat. Îți măsoară bătăile inimii, de exemplu, într-un joc de groază, în Outlast sau în CSGO. Sau dacă vrei să te ajut, dacă ai nevoie de bătăile inimii, ia-ți mouse-ul ăsta sau ceva. O să-i fac eu un review foarte, foarte șmecher imediat. Și da, mă, sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acel buton de like. Dacă mai vreți să facem episoade de astea pe bicicletă sau chestii, pentru că mie chiar îmi plac, pentru că eu oricum merg cu bicicleta foarte, foarte des și nu mi-e greu să-mi iau și GoPro-ul să filmez. Bun, deci cam asta acest episod. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pam!